președintele Organizației Municipale PNL Suceava, deputatul Ioan Balan, a ținut să precizeze. Așteptările de la domnul Cioloș și de la echipa domniei sale de specialiști sunt uriașe, mai ales în ceea ce privește utilizarea rațională a resurselor bugetare și îndemararea investițiilor publice. Cel mai bine ar fi ca, înainte de finalizarea proiectului legii bugetului de stat, guvernul să facă publice toate datele privind execuția bugetară pe ultimii ani sau măcar pe anul 2015. Românii trebuie să știe ce a făcut Ponta cu banii lor în ultimii ani, unde s-au dus banii din zecile de taxe care i-au sugrumat. Românii pot afla astfel de ce în România se dărâmă autostrăzi în loc să se construiască, de ce nu s-au mai făcut investiții publice de aproape patru ani, de ce unele comunități locale nu au bani nici măcar pentru cheltuierile curente, iar altele plantează panseluțe de Crăciun, a conchis deputatul liberal Ioan Balan.